Slăviți-o fie Domnul! Preînvințați părinți, preînvințați sezători, mulțumim că astăzi ne-a dat Domnul Harul să fim împreună. Pentru că în viața copiilor lui Dumnezeu nu este nimic întâmplător. Suntem aici astăzi pentru că cel mai tânăr ostaș astăzi a primit taina aceasta cu care se deschide abecedarul tainelor din biserica noastră. Și într-o zi ca aceasta și acest nou ostaș a primit un drept. A primit un drept să se facă copil al lui Dumnezeu. Dar după aceasta noi, toți frații și biserica întreagă, avem datoria să ne rugăm pentru el, pentru ca să primească și puterea să se facă. De aceea, trăim în aceste zile una din cele mai mari sărbători, pogorârea Duhului Sfânt, fără de care mântuirea noastră nu era posibilă. Dacă n-ar fi venit Duhul Sfânt la noi, noi n-am fi adus niciodată să cunoaștem pe Domnul Iisus. Pentru că lucrarea pe care a făcut-o Domnul a rămas atât de neînțeleasă de ucenici și de oameni care totdeauna au văzut în Domnul Iisus orice altceva, dar nu ceea ce Domnul Iisus a venit de la Tatăl să ne aducă la singură soluție în lumea aceasta. Dar vreau să citim din capitolul 3 de la Sfântul Evanghelist Ioan, începând cu versetul 14. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat Fiul omului. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, și ca să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vedească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Fraților, a fost nevoie ca după ce cel mai mare om născut din femeie, Sfântul Ioan Botezătorul, a arătat pe Domnul Iisus, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Și Sfântul Ioan pune aici în comparație ca unică soluție pentru noi, oamenii de lumea aceasta, ca să cunoaștem taina
tainelor, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Coloseni, deci Domnul Iisus este taina lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus a venit în lumea aceasta ca unică soluție. Și pune comparația aceasta așa cum era în vremea Vechiului Testament, când pentru oamenii căzuți în păcatul neascultării n-a mai fost altă soluție. Dumnezeu a trimis prin Moise poporului această înștiințare. Le-a trimis această dovadă, această unică soluție, pentru că altfel ar fi pierit cu toții din pricina șerpilor veninoși care au venit ca o dovadă a depărtărilor de voia lui Dumnezeu. Și a venit să ne aducă pentru noi, în vremea Harului, singura soluție. Mântuirea nu are mai multe soluții. Ea are o singură soluție. Și aceasta este jertfa Domnului Iisus. Mari oameni din lumea aceasta care au fost trimiși de Dumnezeu cu duh profetic, aceasta au făcut. Au adus lumii în vremea în care a fost trimis soluția lui Dumnezeu. Cei care au primit răspunsul din partea lui Dumnezeu, nu toți au crezut. Pentru unii a socotit că aceasta este ca o batjocoră. Cum? Adică când noi perim de mușcătura șarpelui să privim la un șarpe, aceasta era soluția. Aceasta simboliza ceea ce avea să vină prin Domnul Iisus. Și în vremea noastră, pentru că peste 10 ani vom împlini 2000 de ani de creștinism, de când Mântuitorul a spus pe cruce, s-a isprăvit. Și după 2000 de ani de creștinism, lumea este mult mai departe acum de cunoașterea Domnului. Pentru că lipsește această lumină și putere care este lucrarea Duhului Sfânt. Noi nu putem pătrunde în taina aceasta, în cunoașterea acestei taine, așa cum a trebuit să spună Mântuitorul în capitolul 16 din Evanghelistul Luca, despre faptul că este nevoie să se ducă, pentru că va veni un alt mântuitor. În lumea aceasta, unde sunt atâtea păcate, atâtea fără de lege, atâtea lupte, atâtea ispite, avem nevoie de această călăuzire, avem nevoie de această lumină, care este singura lumină. Pentru că Duhul Sfânt va lua din ce este al Tatălui și al Fiului și ne va descoperi nouă. Mântuitorul a trebuit să arate că în capitolul 17, viața veșnică este ce? Cunoașterea Domnului Iisus. Iar cunoașterea Domnului Iisus nu se poate realiza decât prin lucrarea Duhului Sfânt. Mântuitorul s-a dus la Tatăl și în locul mângâierii pe care l-a dat ucenicilor și oamenilor de vremea lui, ne-a trimis această făgăduință care s-a împlinit. Pentru noi ca popor și ca biserică, Dumnezeu a făcut ca o împlinire, ca cea mai mare dovadă a faptului că ne-a iubit, a trimis o lucrare de renaștere sufletească aici în biserica și în poporul nostru. Totdeauna când Dumnezeu are în vedere să facă o trezire, totdeauna
își alege omul potrivit, care are unicitatea lui. Toți marii oameni al lui Dumnezeu au fost unici și în misiunea lor și în împlinirea acestei misiuni. Pentru noi, ca popor și ca biserică, a fost trimis Părintele Iosif Trifa. Părintele Iosif a primit duh profetic și a vorbit exact ca toți marii trimiși al lui Dumnezeu despre unica soluție. A vorbit așa cum numai Sfântul Apostol Pavel și apoi Sfântul Ioan Gură de Aur a mai vorbit, să pună de deasupra tuturora jertfa Domnului Iisus. Cunoașterea pe care Duhul Sfânt ne-o descoperă în ceea ce privește Domnul Iisus este soluția de a ajunge la mântuire sau nu. Pentru că, așa cum spune în capitolul 14 din Evanghelistul Ioan, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Umblarea după voia lui Dumnezeu în lumea aceasta este răspunsul nostru la dragostea Domnului Iisus. Nu este ceva greu, nu este sârnicie, ci este așa o bucurie. Vedem că toți oamenii lui Dumnezeu în lumea aceasta, unde stăpânește diavolul și păcatul, a trebuit să plătească un preț atât de mare despre mărturia pe care au purtat-o în trecerea lor prin lumea aceasta. Și Părintele Iosif pentru noi, profetul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu, ne-a fost cea mai mare dovadă a faptului că a fost trimisul lui Dumnezeu. Pe niciunii din profeți oamenii nu i-au primit și nu i-au acceptat. Spune fratele Andrea, mari oameni al lui Dumnezeu trăiesc cu sute de ani înainte de generațiile în care trăiesc ei. De aceea ei nu sunt înțeleși. Pentru noi, cei din noastră Domnului, suntem atât de fericiți pentru că în lucrarea aceasta sfântă am avut harul să cunoaștem oameni sfinți, să ne însoțim cu ei prin lumea aceasta, să vedem cum trăiesc sfinții în lumea aceasta, cum se roagă ei, cum plâng ei pentru fiecare din cei care n-ascultă, din cei care se împotrivesc voii lui Dumnezeu. Și noi suntem acum generația aceasta de pe urmă, generația de transfer pentru cei de după noi, să ajutăm să înțeleagă că vremurile pe care le trăim sunt vremuri care dovedesc că Domnul este atât de aproape să vină. Tot ce se întâmplă în lumea aceasta este o dovadă a faptului că venirea Domnului este aproape. Spunea odată fratele Arcadie că venirea Domnului va fi precedată de trei mari semne. Haos în politică, în finanță și în credință. Niciodată lumea n-a fost atât de divizată. Niciodată lumea n-a fost atât de neîmplinită, deși poate că nivelul de trai niciodată n-a fost ca acum. Și cu toate acestea, este dovada faptului că Apostolul Pavel, care a primit și duh de profeție, a profețit în capitolul 3 din Timotei cum vor fi oamenii în vremurile din urmă. Iubitori mai întâi de sine. Pentru că iubirea de sine face cel mai mare rău. Dacă lumea de azi e amenințată de criza aceasta alimentară, am văzut o statistică că și cu prilejul acestor sfinte sărbători de Paști, 25% din alimente s-au aruncat la gunoi.
când în lumea aceasta al patrulea om moare de foame. Și aceasta este o dovadă a faptului că ne-am înstrăinat atât de mult de voia lui Dumnezeu. De aceea, fraților, oasă Domnului chemată să facă această misiune, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, că Domnul Iisus trebuie să fie înălțat tot așa. În cuvântul lui Dumnezeu, cum spune tot așa, nu se poate interpreta altfel. Sau când Mântuitorul spune, trebuie să vă nașteți din nou. Aceasta nu se poate interpreta. De aceea misiunea noastră este să înălțăm pe Domnul Iisus ca unică soluție. În biserica noastră și în poporul nostru, unde semenii noștri sunt atât de străini de cunoașterea Domnului Iisus. Sau au o cunoaștere atât de deformată. De aceea, într-o zi ca aceasta, când acest nou suflet trimis aici în familia fraților noștri și în familia mare a voastră Domnului, ne-a mai adus lucrării lui Dumnezeu un înger. Spune fratele Dragan, fiecare copil Dumnezeu îi trimite un înger când se naște. Dar spune că și vrăjmașul îi trimite îngerul lui. Pentru că îngerul păzește. Avem 30 de nepoți și în condominiu în care stau ei de multe ori nu pot sta pe acolo prea mult, parcă mă tem că se va întâmpla ceva, cum își aruncă unii la alții în joaca lor și totuși nu se întâmplă nimic. Pentru că acolo îngerul trimis îi păzește, îi ocrotește. Vedeți, sfârșitul cărții Apocalipsa arată că fiecare biserici Dumnezeu i-a trimis îngerul ei. Părintele Iosif a vorbit despre îngerul trimis oastei Domnului. Pentru că n-am fi rămas până aici prin câte încercări și frământări și lupte, dacă acest puternic înger n-ar fi luptat și n-ar fi întărit pe trimișii noștri cerești care au plătit un preț atât de mare în trecerea lor prin lumea aceasta datorită mărturiei pe care au purtat-o. Apostolul Pavel vorbește despre prețul pe care l-a plătit el pentru cunoașterea Domnului Iisus. Haideți să ne întrebăm astăzi în biserica de aici, ce preț am plătit noi ca să-L cunoaștem pe Domnul Iisus? Cunoașterea Domnului nu se poate fără a plăti prețul. Cunoașterea Domnului care este o taină în care noi trebuie, așa cum a trebuit să le spun Apostolul Pavel, zic, dar umblați că răuziți de Duhul Sfânt, ca să nu împlineți voile firii pământești. Pentru că omul, după căderea în păcat, el n-a mai rămas liber. N-a mai rămas în demnitatea în care l-a creat Dumnezeu de la început. Și el totdeauna va fi fie sub stăpânirea Duhului lui Dumnezeu, fie sub stăpânirea Duhului vrăjmaș. De aceea, fraților, într-o zi la această bucurie pe care Domnul ne-a dat-o, de azi înainte avem un motiv în plus să ne rugăm pentru acest suflet nou. Pentru acest suflet care a primit dreptul acesta să se facă copil al lui Dumnezeu. Prin acest copil care a fost înscris aici, în registrul bisericii de aici, dar lupta începe de aici încolo. Fiecare începând cu părinții lor care l-au primit și apoi cu părinții spirituale care l-au însoțit și apoi cu adunarea de aici. Avem o obligație în plus de azi înainte. Noi nu știm pentru ce se nasc copiii în vremea aceasta. Dar
condițiile nu sunt cele mai favorabile mântuirii. De aceea, fraților, mulțumim Domnului Iisus pentru că am avut harul să ne vedem și să ne bucurăm unii de alții. Am avut harul să ascultăm că misiunea noastră este să înălțăm pe Domnul Iisus cu toate împotriviile pe care vrăjmașii mântuirii noastre le ridică împotriva copiilor lui din lumea aceasta. Chiar dacă trebuie să plătim și noi prețul. Cine nu plătește un preț, acela n-are ce aștepta ca răsplătire. Domnul să binecuvinteze adunarea de aici, părintele și părinți aici care slujesc și frații de aici și zona aceasta, pentru că este o zonă binecuvântată cu așa mulțimi de adunări, ca și la noi și în alte locuri, și avem nevoie să ne rugăm unii pentru alții. Avem nevoie să stăm aproape unii de alții. Avem nevoie să ne ajutăm unii pe alții și să ne simțim că facem parte din trupul Bisericii cele vii, că suntem chemați să fim mădulare unii altora, că suntem chemați să simțim unii pentru alții. Domnul să ne ajute la toate acestea. Amin. Slăviți-vă pe Domnul!